Bine v-am regăsit. Ce scrie mare pe coperta acestui rom roman de la editura 3? Ați prins gustul romanului polițist suetez, deci i-ați citit Păștig, Larson, Anne Holt, Camila, Leckberg. Acum vă recomandăm noua serie, Anica Bengton. Anica este personajul nostru. Avem iarăși un roman axat pe problemele feminității de la umilința conjugală, la umilința socială și până la, evident, lesbianism și drepturile egalitariste. Cine este doamna Liza Marklund, autoarea acestui explozii în Stockholm? Liza Marklund este, deci, născută în septembrie 62, are deci 48 de ani, suedeză, jurnalistă și autoare deci de romane polițiste. Este de asemenea coproprietară a Pirat Furlaget, a treia editură din Suedia și editorialistă la tabloidul Expressen. A tipărit opt romane în seria acestei Anica Bengton, care este o Uh, jurnalistă de investigații, atenție, doamnele noastre care vor să intre în viață cu bocancii și cu mașini 4x4, aveți aici un personaj model. Deși este soție model, deși este mamă a doi copii, de unde toate problemele că nu se poate împărți între ziar, între investigații, între relațiile cu sursa ei din poliție, un ofițer misterios, deci are o, un, un, un vălmășag sentimental, conjugal, parental, cât se poate de, de agasant și de acaparant, totuși meseria, obsesia, adevărul, ancheta, investigația, ca în toate serialele care se respectă, primează. Și în sfârșit a fost recompensată pentru acest roman cu premiul Polony Prize, Best Swedish Crime Novel, Best First Novel of the Year. Să vă spun acum că deși aveți suspans cât vreți, avem detectivistică, avem o explozie pe stadionul care, în care trebuiau să aibă loc jocurile olimpice din Stockholm, deși aflăm Deși ne, ne aflăm deci, pe teri, teritoriul romanului de aventuri, să vă spun că, totuși, miza a cărții este problema feminității. În toate romanele polițiste sue, suedeze, socialul, problematicul uman și chiar etnopsihologic are un rol mult mai mare decât trama, decât in, in, intriga detectivistică în sine. Avem, deci, feminitate la nivelul mândriei individuale. Dorința feminității de a parveni. Victima, femeia care moare, care este aruncată în aer practic, făcută praf, era cea care, de care răspundea organizarea întregului lot care se face la Jocurile Olimpice. Deci, o răspundere enormă, continentală, mondială, într-un fel. Ei bine, ea era femeia de succes, care a călcat cu cizmele peste tot, care a șantajat în stânga și în dreapta, fără milă, care face rău, numai ca să se impună, să se pună singură și să-i radă pe toți bărbații din preajmă. Evident că este dușmănită de majoritatea doamnelor din preajmă. Evident că fiind atât de bărbătoasă, intre în relații lesbiene, își dă seama dintr-o dată la maturitate că îi place mizofilia, îi place promiscuitatea, îi plac bețiile, dar deși romanul te duce pe o pistă că a fost omorâtă de iubitul, iubita ei, nu este adevărul acesta, adevărul este în altă parte, la o altă fe -fe feminitate invidioasă, carieristă, care tot timpul a vrut să ia locul, n-am să vă spun cum, de ce și cum, dar să știți că Relația ziaristei, deci când o femeie investigează realitatea și se magnetizează de a și o absoarbe ca într-un fel de orgasm mediatic, dă o chestie neașteptat de interesantă, dacă nu pentru amatorii de suspans, măcar pentru cei de literatură psihologică. La revedere!